și nu cum e. Mulțumim persoanei din sală că a zis. Alex Piatre. Mersi, Ion. Salut tuturor, eu sunt Alex. Îmi pare super, super bine să fiu aici la Odisea Universală. Pentru prima oară și eu, ca speaker, am lansat BBC, dar atât mai mult Odisea Universală. În seara asta vorbim despre community building. Și cum a zis și mulți, vorbim și pe o analiză concretă. Dar în prima parte a prezentării o să vorbim fix despre ideea de community building. Câteva cuvinte despre mine. Cam asta e poziția, așa. În primul și primul rând, sunt un promocrat. Asta înseamnă că fac parte într-o agenție foarte mișto, o agenție de comunicare și guerilla marketing, care specializată doar pe startup-uri și firme mici. Am trecut pe vremea asta, am pornit Hivemind, care e un instrument de analiză comportamentală în social media, pe care vom vedea spre sfârșitul prezentării. De la începutul 2014 fac parte și din Hatsit, un proiect care crește brandul online prin strategii integrate și are și un eveniment. Și ocazional mai predau și la ASE, la Facultatea de Management a IMM-urilor, pe teme startup și promovare. Cum v-am zis, în prima parte a prezentării vorbim despre community building. Dar am venit aici și sunteți o sală de specialiști la urma urmei. Și specialiști social media suntem toți. Și m-am gândit că n-are rost să încerc să vă zic teorie, mai bine vă zic practică. Și mai bine vă zic practică de ceva care e foarte comun în social media, așa ce e o poveste. Așa că am să vă zic o poveste. Acum ziceți-mi voi, cine știe pe aia cu ursul și pieptul? Fă două scenite. Hai că... Tigaia? Poftim? Tigaia? Sunt multe. Eu vă zic pe aia. Era ursul și pieptul în pădure, la o discuție și am început ei să se certe pe care dintre ei mai popular. Ursul, a, că eu sunt cel mai tare, sunt regele pădurii, sunt puternic, toată lumea mă apreciază. Și iepurașul, ba nu, că eu sunt drăgălaș, că toată lumea mă place, eu sunt cel mai popular. Și ca să rezolve disputa, și-au creat pagini de Facebook. Și după ce și-au creat pagina de Facebook, primul pas, să aducă câțiva fani pe pagini. Deci, fanbase-ul inițial, cum și-au construit, ursul a auzit el de la vulpe că poate să-și cumpere fani de Facebook, direct. Fără să mai facă alte lucruri. Și merge și ia vreo 10.000 de fani, dă vreo 300 de ghinii, cam așa. Și iepurașul are o altă abordare, începe să-și invite prietenii, îi abordează unul la unul, le spune de ce așa grozav și de ce ar trebui să le da, să-i dea fanii lui like la pagina. Ok, toate bune și frumoase, și-au pus pagina pe picioare, clar diferență de la 10.000 la 500 cât poate să aibă iepurașul, dar următorul pas este să facă un pic de research pe audiențele lor. Și pentru asta folosesc Facebook-ul Audience Insights. Introduc ei acolo, ca și mail-ul, pădurea, toate animalele din pădure și văd ce informații le ies. În prima fază văd că sunt foarte mulți urși, foarte mulți iepurași, ceea ce nu se îmbun. Și după se uită și la fanii lor, să vadă mai exact ce au în fanbase. Iepurașul vede că are o pondere foarte mare de alți iepurași, foarte relevant pentru fanbase-ul lui. Și se uită și ursul. Și ursul vede că are tot felul de animale. Are lupi, are castori, veverițe, etc. Dar tot are o contele de urs și fanbase, ceea ce asigură mai mulți fani relevante cât iepurașul, teoretic. Dar ce nu știe ursul e că Facebook are un algoritm. Și algoritmul ăsta ia în considerare, în primul și în primul rând, afinitatea. Adică toate interacțiunile pe care le ai cu un brand, ca să-ți afișeze conținutul în newsfeed, ia în considerare viralitatea postării sau weight-ul când trecut acolo și time decay e timpul care trece de la momentul publicării conținutului. E ideea că primele două cresc prin engagement. Afinitatea cresc pe termen lung, interacționezi cu o pagină, e mai probabil să crești conținutul la pagina respectivă în continuare și weight-ul e pe termen scurt. Dacă o postare devine foarte engaging, foarte repede, ia foarte multe like-uri, comment-uri, va avea o probabilitate mai mare de a se afișa. Ei, și-și postează ei primele postări de lansare și văd o diferență. Ursul vede că are un engagement foarte mic, iepurașul are un engagement foarte bun, asta sunt multe like-uri pe poză și există și o explicație pe ideea de algoritm. Weight-ul, ursul se mulțumește doar cu un reach organic de la Facebook, un reach inițial, i-a dat doar în baza acelor interacțiuni inițiale, adică like-ul la pagina,
Din 10.000 l-a dat random, l-a dat cu IOFI, l-a dat doar la urși și de asta fac și engagement mic. Iepurașul a primit și link-ul la organic, nu mai e bineînțeles, dar fiindcă aveam public relevant, a primit din share-uri, a primit foarte mult reach și weight-ul a crescut și pentru faptul că postarea a devenit engaging. Pentru că avea like-uri, share-uri, avea și post-uri probabil. Și pe ideea de afinitate, cât au construit cei doi pe afinitate, Facebook se uită și vede, ok, cursul ăsta a avut 2000 reach organic și a reușit și a dat 2 like. Înseamnă că crește afinitatea pentru 2 oameni, pentru restul o scădem. Și în cazul Iepurașului, problema relativ e la fel. A crescut pentru o pondere mult mai mare din fanii care au văzut. Și în timp, dacă se continuă pe o idee de postări de genul ăsta, afinitatea va duce la, și la reach. Dar cursul nu știe asta și vrea să obțină reach repede. De asta începe să posteze, de câte 8 ori pe zi. Sperând că ia mult reach, o să vadă una postări și o să devină popular. Iepurașul știe că nu merită efortul să posteze 8 ori pe zi, se limitează la postare pe zi, pentru că nu are ce conținut de calitate să dea, se limitează să posteze doar cele de calitate și știe că are o problemă, știe că ursul are un reach enorm față de el. Cum compensează, bagă și el 2 ghinde în Facebook Ads. Și în felul ăsta ce obține? Obține un reach mare și el, asemănător cu al ursului, are controlul la frecvenței. Cursul de 8 postări pe zi riscă să dea, să deranjeze un om de 8 ori pe zi. Și riscă să ia și mișma negativ cu ocazia asta. Iepurașul are control. El decide pe ce frecvență de postare. Engagement-ul clar scade, pentru că Facebook chiar îți arată să-și targeteze către oameni relevanți. Ca efect secundar, poate să găsească și fanbase-ul, pentru că da, e promovat și are expunere mai mare. Și ca efort, e considerat mai mic. Alea 2 ghinde pe zi probabil valorează mult mai puțin decât să stai să creezi 7 postări. Și cam asta a fost strategia lor de postări la început. După ce au văzut că am mers Facebook Ads pentru Iepurași, am văzut s-au băgat să facă Facebook Ads pentru a duce like-ul pe toate. Și ursul și-a făcut el un ad să targeteze toți urșii din pădure cu un ad de page likes. Foarte simplu, cea mai basic soluție. Iepurașul a zis să meargă mai departe și vede ce poate face mai mult. Așa că merge la înțelepții pădurii, uvințele, în care, bineînțeles, au agenții. Și prima recomandare care primește este să construiască audiențe custom. Și ce sunt audiențele custom? Sunt liste de fani pe care îi poți targeta individual. Dacă te las să nu-ți faci poze. Ok, și ce recomandări facem? Ce fel de audiențe custom să-și construiască? Prima oară se spune să ia fanii altor pagini, pagina concurenților, pagini similare cu a lui și să ia fanii lor și să targeteze pe ei în ad. Și e probabil să gândește, e o problemă aici. Dacă sunt fani care urs, dacă targetez oameni care nu știu dacă sunt relevanți. Așa că ia doar fanii activi ai altor pagini. Doar oamenii care dau like pe postări, dau comentarii pe postări, oameni de care e sigur că sunt relevanți pentru acea pagină. Alte opțiuni, să targeteze fanii din grupuri, să targeteze după check-in-uri, Iepurași că a dat check-in de plantația de morcov, sau cum mai dat. Și după o listă de newslettere, cum am făcut dat și mai devreme. Și are o strategie un pic diferită pe a aduce pe obiective al celălalt pe pagina, o strategie un pic diferită. Face acel ad de page likes, bineînțeles cu custom audiences, și în paralel merge și cu conținut promovat către alții decât fanii săi. Scopul fiind că el știe că are nevoie și de engagement ca să țină pagina, nu doar de fani. Și mai ales este secundar foarte mișto, pentru că aduce engagement pe pagina, userii ăia care devin engaged, care nu sunt fanii lui, îi reduce într-o listă de custom audience pentru page likes și așa își scade și costul per acquisition, care în cazul ăsta, costul per action, pardon, care în cazul ăsta e page like. Pentru că e deja o relație cadă. Cineva da like pe postare, îi vede după ad-ul de like la pagină și probabil îi va da un short like. Ok, după ce a văzut acei oameni, s-au uitat și a văzut că sunt niște oameni acolo, au observat că sunt unii care vin în mod repetat pe conținutul lui și dau like în mod repetat. Așa că se uită la ei mai bine și vede că are niște potențial ambasadori pentru ei. Îi abordează unul la unul, le mulțumește, le spune de ce sunt așa grozav, promite în continuare la dată de calitate și a doua zi iese postarea asta.
pagina e depurat și pur și simplu explodează, pentru că e lipită de un ambasador foarte puternic. Și de atunci, de urs, nu s-a mai auzit nimic, s-a retras de pe Facebook. Am mai apărut ceva postări pe Facebook. Și, ok, am vorbit despre cum se construiește o comunitate. Linii foarte, foarte mari. Discutăm la Q&A mai detaliat, dacă vreți. Asta e linii foarte mari. Dar ideea e că nu e vorba doar despre animale, cum am zis și aici. În social media, în primul și primul, e vorba despre oameni. De fapt, e vorba doar despre oameni. Despre interesele lor, despre ce își doresc, despre cum tu, ca brand, poți să intri în viața lor și în acel spațiu numit Facebook, să intri în spațiul lor și să vii cu un mesaj care vrei să-ți vin brand. Și nu o să vorbim despre promoție, o să vorbim despre comunități. Și am ales o comunitate pe care să o analizăm. Una foarte faină, una care tuturor vă e familiară, pentru că facem lucrurile. E vorba de grupul Lumea SEO. Grupul de Facebook Lumea SEO la 100 de ediții. Cam cum arată, în linii mari. Grupul de Facebook creat fix acum 3 ani, 8 luni și 30 de zile, Ionuț, că tot voiai să zici și odată și o timp trecut de când s-a creat. Uite cât timp a trecut. Și în perioada s-au strâns niște numere. În excesă de membri, cam atât de multe postări, multe like-uri, mulți membri activi în mod recurent, ceea ce e foarte bine și mai bine că e o pondere foarte mare de comment-uri. Adică e ca o comunitate în care lumea scrie, în care lumea răspunde la ce scriu alți membri și asta e foarte bine. Și dacă am văzut așa de multe comentarii, astăzi să mă uit un pic mai atent la ele. Stai, lasă-ne să facem și curs. Ok. Chiar am făcut o analiză de sentiment pe comentarii. Nu am prezentat-o pentru că oricum a ieșit pozitivă. Analiză de sentiment însemnând, ok, se vorbește de bine sau de rău pe acele comentarii. Nu era foarte riguroasă, dar a ieșit pozitivă în inima. Ok, ca și evoluție, asta e evoluția engagement-ului, deci nu a volumului. Volumul a crescut în continuu, dar asta e engagement-ul, ceea ce mi se pare mult mai interesant. Engagement-ul pe like-ul a crescut cu timpul. Adică oamenii, la cât se postează, sunt mult mai implicați acum decât erau câțiva ani în urmă. Și pe comentarii a rămas relativ stabil, deși volumul e foarte mare. Și fiind volumul foarte mare, am dat un pic în plus. Astea sunt cuvinte cheie, în număr de apariții, în 1000 de postări, în comentarii. Cuvântul site, cel mai frecvent, 450 de apariții. Foarte dubios, mi se pare că website avea doar 4. E prea lung. Google SEO, autorități principale, mulțumesc afară de foarte multe ori. Ceea ce încă o dată demonstrează ideea de comunitate, ideea de oameni care se respectă și care stau împreună în spațiul ăsta și împart lucruri. Facebook și AdWords. Trebuie să ne dai slide-uri. O să le aveți. Le publicăm. Dar astea sunt doar numele. Mai departe, eu zic să ne uităm la oameni, că doar oameni despre asta e vorba. Și cam așa arată grupul de Facebook în mod normal. Dacă intri pe el acum, el arată cam așa. Ei, eu, pe analizele mele, folosesc foarte mult rețele. Și pentru mine arată cam așa lucru. În principiu nu o să trecesc foarte mult din ce e acolo. Dar ca să vă explic în mare, ca să vă zic înainte de toate, și Facebook își face tot algoritmul pe baza unor rețele. Adică tu, în momentul în care dai like la o pagină, te conectezi, e o conexiune între două obiecte, tu și pagina respectivă. La fel e și cu un prieten, la fel e și cu orice. Și atunci totul se face prin intermediul rețelelor. Asta de aici, eu am mers mai departe decât... Ce bulă mare are Olivia. Olivian, dar o să vedeți de ce are bulă așa mare Olivian. Asta de aici, de exemplu, e o rețea, eu folosesc mai multe rețele decât una singură. Asta e o rețea creată pe o regulă de tipul, ok, fiecare punct este un user, fiecare legătură între două puncte înseamnă că au dat comment pe aceeași postare. La nivel extrapolat de rețea, asta înseamnă că sunt niște zone de interes care se formează. Oamenii de SEO, oamenii de PPC. Nu am putea să extragem acum. În loc de asta am mers foarte mult pe a identifica ok, care sunt cei mai activi oameni. Am vrut să văd asta ca și key insight. Și pe like-uri. Câte like s-au dat în toate postările paginii din istorie, sunt niște oameni care dau un mod recurent. Inclusiv Ionuț, dacă o dintre ei. Dar e și normal. Că e fondator comunității sau unul din fondatori. Dar sunt mulți oameni. Again, nu e foarte interesant. Ce e mai interesant e că toți sunt conectați între ei. Toți dau like pe același lucru și în mod repetat. De exemplu,
ia probabilitatea ca Dragoș, care e în centru, să fie 101 like-uri din 1400 de poste, probabilitatea domnișoare să dea 67 din 1400 și care e probabilitatea să dea 20 de postări, pe aceleași 20 de postări amândoi. E clar că oamenii se aliniază în jurul unui interes. Au lucruri în comun, le plac același lucru și se aliniază în jurul lor. Și de aici am descoperit și insights. La fel să și la comment. Și de asta era Olivia în centru, pentru că acea rețea era pe comment-uri, Olivia în cel mai activ membru din lucrurile la comment-uri. El e lider. Exact. Și are 202 în numărul de comment, 202 în numărul de postări pe care a dat reply. Comenturile efective sunt și mai multe decât input și reply. Și la fel, toți sunt conectați între ei, toți comentează pe aceeași de postare. Ne-am uitat un pic și la event joins, deși nu sunt foarte multe eventuri pe Facebook, alea vechile mai scoate Facebook-ul din sală de căutare, dar sunt și aici membrii care vin în mod recurent la evenimente, dau join în mod recurent la evenimente. Și probabil și împreună, dacă am putea vedea un eveniment, dar vedea și care dau împreună join. Ok, și am scos cu un scop toată chestia asta despre ambasador, despre oameni activi. Am scos cu un scop pentru că, da, e ediția aniversară, luna SEO, și am scos acest oameni pentru că vrem să mulțumim comunității și luna SEO și toți care vor să cu comunității și să premieze cei mai activi oameni pe care am găsit acolo. Așa că o invit pe Andreea, pe Ionuț, lângă mine. Andreea e back office-ul lumea SEO-PPC, că ne mulțumim pentru ultimele 30-40 de ediții la care ne-ai asistat, da? Ai vrut să fim aici la PPC, dar n-aveam ce să faci, știi? Adică e implicit. Mi-a trimis SMS cu cine ar trebui să mă cine ar trebui, dar nu le să SMS, mai trimit vreodată. Nu, stai. Spune-ne care-i premiul. Premiul... Vrei să spun eu? Da, spune, ajută-mă tu. Premiile sunt pentru cei mai activi trei ambasadori, un pas pe următoarele trei ediții lumea să o BBC. Ok, deci... Și câștigătorii... Sunt Chico Adrian, Manuel Pieța și Traian Crăciune. Da. Știm deja cum sunt în sală, i-am anunțat pe Facebook. Dar trebuie să-i anunțăm și ei. Îi felicităm și le mulțumim pentru implicarea lor în comunitate și în grupul de Facebook. Vă așteptăm și pe voi să deveniți și mai activi pe grupul de Facebook, să puneți cât mai multe întrebări, pentru că vă dăm răspunsuri și o să fiți între cei care generează mulțumesc, nu? Exact. Ok. Okay. Și cam asta a fost prezentarea mea. Așteptăm pe voi. Clar aveți întrebări. Am eu întrebări. Asta zic. Prima întrebare este cum targetez grupurile. Cum extragi informația, cred că. Cum extragi informația. Sau userii care au dat like la un post. Acum depinde când vei să iei, pentru că, în general, ca să-i faci automatizat informații din orice sursă de feed, din orice căutare sau din orice grup sau orice entitate, trebuie să faci trading, care e împotriva politicii Facebook. Și da, pe riscul meu, eu de obicei pentru research fac trading. Am înțeles, am văzut și eu, dar am crezut că ai altă modalitate legală, să spun. Tot scraping-ul e împotriva politicii, dar în general nu știu dacă sunt agenții în sală, dacă poate să ne confirme că așa se construiesc ca să mă audiențez și pe aceste principii se fac. Nu. Ok. Sigur mai sunt întrebări, ne-am văzut că ai ridicat. Să fie mai vizit. Ok. Am înțeles. Poți să-i pui și manual la tot proiect, dar... După ID. Sau poți să-i strângi prin canvas în clasic de e-mail-uri și după care să-i adaugi prin MailChimp sau prin aplicațiile native. Da? Și să faci matching pe adrese de mail, cum e normal, pentru că userii și-au dat acordul ca ei ca lor să le comunici. Sau așa. Avem o întrebare. Ce sunt acele dark posts pe Facebook?
știu că nu toată lumea le folosește și dacă te-ați spui cam ce rezultate au, dacă folosești la Instagram. Dark Post, da? Dark Post-ul e un tip de ad din Facebook Ads, care e de fapt website fix. Și se cheamă Dark Post pentru că el nu e visibil pe timeline. El apare doar pe newsfeed-urile la care targetezi. Cel mai bun e în momentul în care ai ca obiectiv pentru campania ta să aduci oameni pe site. Atunci e eficient Dark Post. Când vrei să generezi vânzări pe site, când vrei să trimiți traficul acolo. Pentru că, față de o postare obișnuită, să spunem, pe postarea obișnuită, dacă mergi pe un CPC method, adică oamenii se plasă pe click, o să ai foarte multe lucruri care să dea click și să nu-i ducă pe website. La fel și un link share-uit și promovat, să ai mai multe lucruri care să dea click și să n-ajungă pe website. În schimb, pe Dark Post ai un spațiu atât de mare ca o postare normală, ai două locuri care poți să dai click să ajungi pe site, ai pagina, ad-ul principal și un call to action pe care poți să ți setezi tu cum vrei, shop now, learn more, sign up, etc. Sau poți să dai și like page dacă vrei, ca obiectiv, și în momentul ăla poți să îndești like-uri pe pagina. Dar, în general, e eficient în momentul în care vrei să faci lucruri în afara social media. Adică e pentru mesajul promoțional, clar. Ok, mai avem o întrebare? Poți să pagină sau un grup cu mulți membri activi, care cea mai potrivită abordare se transformă în ambasador? Adică cum îi transformi în ambasador? Ce ar trebui să facă? Să dea share la poste? Care e, nu știu, cea mai potrivită abordare pe care ai întâlnit-o până acum? Nu există neapărat reguli. Eu tot timpul și clienților mei și tuturor care intru în discuții le spun, cunoașteți foarte bine publicul. Învață ce își doresc ei de la tine, nu te gândi ce poți tu să oferi și s-ar putea să se nimerească cu ce își doresc ei. Află întâi ce vor, află ce îi pasionează și după livrează-le conținut fix pe acelea pasiuni. Și da, dacă vrei să setezi un obiectiv de ambasador, poate să fie unul în care să găsești un ambasador puternic, care are o rețea mare în spatele lui, dar care un share-ul arată foarte mult. Sau ideea de ambasador, pur și simplu oameni care țin la brandul tău, care vin în mod recurent pe postările tale. Pentru că dacă eu astăzi dau like la 3 postări la orice pagină, pe săptămână, sigur, de acum înainte am vorbit toate postările paginii, indiferent de când sunt postate. Cresc acea afinitate și dacă crești afinitatea, o să crești în termen lung și rigi. Foarte frumos, vă spun. Mersi mult de tot. Deci mi-a plăcut. Bine, pe lângă prezentarea care mi-a plăcut. Am și o întrebare mai ciudată. Cer scuze să nu mă jurați. Cum pot să fac bani cu Facebook? Dacă am câteva, am câteva milioane de bani. Ideea e, dacă ai un obiectiv de făcut bani în Facebook, ar trebui să te uiți dacă ai oameni care să răspundă la el. Pentru că oamenii nu fac Facebook ca să cumpere. Trebuie să fiți conștienți de asta. Nimeni de aici de Facebook a spus oferte. Nu cred, nu știu, eu nu am făcut, vorbesc din prisma mea. Dar nu ăsta e scopul. Scopul în Facebook și în social media în general este conținut generat de oameni și conținut interesant, relevant pentru ei. Adurile nu intră în clasa asta, după părerea mea. Cât dacă sunt aduri foarte relevante, pe nevoi super specifice. Am nevoie astăzi de un frigider nou, văd de în Facebook, s-a nimerit să-l văd și ok, poate să-mi vândă Facebook. Dar poți să afli faptul că omul ăla are nevoie? Dar de fapt, personal, asta este, să zice că sunt astfel de acest, știi? Și am milioane, să o zice milioane de fapt. El când pune un post, maxim 10 secunde de aceea, 20 de like. El câștigă ceva, că de obicei mai fac unii câte o reclamă. Primesc individual un contract. Da, categoric. Eu ca brand, de exemplu, aș putea să merg să-mi găsesc câțiva influencer puternici în social media și să stabilesc un contract de endorsement cu ei. Așa. Din păcate, nu prea mă duce parte din social media la politică. De exemplu, să zic că contul respectiv face o reclamă la ceva. Asta încheie ceva. Orice Facebook-ul se poate supăra pe el, să închidă contul, cum se întâmplă acum câteva luni, ani. Atâta timp cât e în limite etice și... Nu, zic o persoană publică, dar eu dacă, de exemplu, nu știu, stau acum de până la like-uri, acolo depinde de PR-ul persoanei publice. Dacă strategia lui de PR poate include și endorsement-uri pe rețele sociale, categoric, nu traiectea la Facebook. Atâta timp cât e etic, cât nu e defermător pentru absolut nimeni, n-ai de ce să-mi faci un endorsement. Doar că endorsement-ul are și el o trăsătură, poate să scadă popularitatea. Ca în orice domeniu. Scade popularitatea, endorsement. Endorsement.
Pentru că atunci când transform, când îndorsă devine prea comercial, atunci el nu mai e apreciat ca fiind propria libertate. Și aici se referă și la bloguri, nu neapărat la, exact. La Facebook. Ok, Alex, îți mulțumim mult, ai generat foarte multe întrebări, foarte multe premii de la Binescu.ro, vor fi date în urma prezentării tale și îți mulțumim pentru super prezentarea cu datele despre lumea SEO pe PC și te mai așteptăm la ediția viitoare și la edițiile viitoare, ca să zic așa. Super, mulțumim mult de tot!